Decizia de a ieși în stradă a venit după ce promisiunea că vor primi banii restanți nu s-a adeverit. În 25 septembrie, angajații RAN au primit doar 25% din lichidarea pe luna august și promisiunea că în săptămâna următoare se va achita și restul. În prima fază, noi am hotărât ca să începem cu o pichetare. De ce? Fiind situația nesigură și oamenii au așa incertitudine ce se întâmplă cu unitatea noastră, am considerat să facem o pichetare în fața sediului ca primă formă de protest pentru a putea discuta, știind foarte sigur că joi va fi aici și administratorul judiciar și administratorul special, la care dânsul poate să discute cu reprezentanții noștri care vor participa la pichetare, să le explice situația unității, deoarece ei ieri și azi am înțeles că s-au purtat discuții la Departamentul Energiei. Cei 150 de salariați vor picheta sediul central al RAN din Bulevardul Nicolae Iorga din Drobeta Turnu Severin, joi 9 octombrie, între orele 11 și 13. Rectificarea bugetară așteptată de conducerea companiei pentru achitarea salariilor și refacerea stocului de cărbune pentru iarnă a fost o iluzie, pentru că RAN a primit doar 30 de milioane de lei, bani total insuficienți. A început furnizarea de cărbune de la Complexul Energetic Oltenia? Da, în cantități mici, dar cantități care nu ajung și am înțeles că se încearcă suplimentare. Cantități mici însemnând 4.000 de tone, am înțeles. Compania se află într-o situație critică din punct de vedere financiar. La această oră nu există resurse bănești pentru asigurarea stocului de cărbune necesar furnizării agentului termic pe perioada iernii. Romag Termo este furnizorul unic de căldură în municipiul Drobeta Turnu Severin.